Da, draga mea? Te rog să treci în dimineața asta pe la birou ca să lași pachetele. Pachetele sunt deja în mașină și acolo am să mă opresc azi prima oară. Ok. Am plecat. Te salut. Pupi, pa! Auzi? Da. Să treci și tu pe la școală să lași pachetele copilului, că iar l-au dat pe masă. Dar tu ce treabă ai? Eu acum am interviu, știi, și că o să-i impun să întârzi și știi că e singurul din ultimele două luni. Tu de ce te duci să-l dai? Nu pot să mă duc. Ți-am spus că vine șefa să mă ia din fața blocului cu mașina ca să mergem la depozit. Că mai nou trebuie să fac curățenie și pe acolo. Of. Ți-am spus că mereu este ciufută. Grăbește-te și tu și o să-ți faci treburile. Bine, la bine, o să mă duc eu, dar hai, poate-ți faci și tu timp să îi spui lui șefa ta să-ți mai dea niște bani în plus dacă nu te pune să faci lucruri în plus, da? Tu nu vezi că nu pot să mă angajez? Iar avem întreținere, iar n-avem niciun ban în casă. Ca să nu mai zic de... Hai că am plecat, papa. Pa. Iară, nu-i stai. Bă, asta calcă, nu fute. Bă, băiatule, ce femeie nebună. Trebuia să-l las în masa de ziar și să nu mai întorc din drum. Bă, și ăsta, Nicu, nu-i atent deloc. Acum am să întârzi la interviu. Lasă că-i sun după ce mă duc la școală. Dar ce dracule zic ca să nu creadă că-s neserios. Puh, e mama ei de treabă, mă. Haide, mă răspund odată, bă, frate, bă, trebuie să se întâmple ceva prost, nu se întâmplă cu toate. Matei, mă răspund. Alo? Ce faci? Ți-a luat telefonul, numai să te joci pe el? De ce nu răspunzi când te sun? Hai, lasă vrăjeala asta și vin aici, în fața porții, că ți-am adus mâncarea de acasă, haide. Zi-l, doamna învățătoare, că sunt eu aici, în fața porții și că te întorci înapoi repede, da? Haide, dar repede, că mă grăbesc, te rog, haide! Haide, pupa! Nu se poate... Ce dracu să le zic la ăștia să mă credă? Că toată viața nu mă scuze pe nimeni am căutat. Și uite, acum stau în fața școlii și caut scuze ca atunci când nu făceam temele. Dacă nu mi-a plăcut cartea, mă. Am zis eu să mă apuc eu să muncesc și să o las acolo de carte și uite că acum n-am nici carte, nici nu muncesc. Aia care au făcut carte au toți, au vile, au case, au mașini. Aia care n-au carte, s-au priceput să fure, eu sunt mai prost. N-am nici carte, nu știu să fure. Ce bine mi-ar prinde și mie niște bani, să vină și mie niște bănuți așa de nicăieri. Mi-a trebuit mie familie la 20 de ani, acum n-am ce să le pun pe masă. Păi și ăsta, micu, ce dracu face, mă, că zici că vine cu spatele?
Hai mă, tată, mă, cât ți-ai să vii din clasă până aici? Ți-a pus maică-ta sandwich-ul ăsta. Tati, iartă-mă, dar a venit doamna și a zis că organizează o excursie la grădina botanică și la zoo săptămâna viitoare. Toți din clasă merg. Poți o să mă duc, te rog? Excursii var de voi acum, măi. N-aveți și voi ore să stați în clasă, să învățați. Na, ce pot să zic acum? Dacă mergi toată lumea, o să te duci și tu, da? Da, da, trebuie să dăm fiecare câte 50 de lei ca să putem încheria autocarul. Fiindcă altfel ar trebui să mergem cu metrou și să schimbăm câteva autobuze și știi că e mai bine cu autocarul. Dar te rog, vreau și eu să văd lei, tigri, chiar și ursul ăla mare de care mi-a zis Vio, te rog. N-am acum la mine voiam să-ți dau, n-am acum, serios. Dar ce-ți trebuie ție animale, măi, Matei? Nu le vezi tu acasă la televizor că le filmează și aia mai de-aproape? Haide, tati, te rog, chiar vreau să văd ursul ăla mare. Dacă n-am la mine acum, chiar nu am, dar mă duc acasă, vorbesc cu maică-ta și vedem, da? Când da. Când trebuie să dai bani? Până în ziua excursiei, adică până vinerea viitoare, dar te rog. Bine, mai bine. Hai că vorbesc cu maică-ta și vedem, da? Hai, fugi în clasă. Da, hai. Dar să te mai gândești, mă da? Gândesc, vină cu acea. Pa. Stai așa. Haide. Bine, pa, tati. Pleci, fugi la ore. Să fii cu minte, ai înțeles? Da, pa. Și să mănânci sandwich-ul ăla. Da. I-am zis, da, dar îi stau mai în casă. Du-te și plimbă-te. Așa mi-a zis. Bună ziua. Eu sunt băiatul de la 11 și jumătate. V-am sunat să vă spun că o să întârzi câteva minute pentru că... Ce dracu să le zic eu la ăștia acum că... Păi și ăsta mic, mă, vrea el să se ducă în excursie, mă, vrea să vadă ursul ăla mare. Și eu n-am în buzunar 50 de lei să-i dau și eu să se ducă în excursie. Zici că sunt eu cu taică-mă când îl rugam. Și eu n-am fost în viața mai decât în două excursii. Că n-aveam voie de asta, stau acasă să învăț. Veneau colegii, vorbeau de ce frumos a fost în excursie, eu mă uitam la ica prostul. Și uite cum am ajuns. Nu se poate. Nu se poate să fac și eu la fel acum ca taică. Nu vreau să ajung la mine așa. Nu se poate. Nu, deci trebuie să fac rost de bani. Trebuie să fac rost de bani ca să-i dau să se ducă în excursie. Trebuie să... Meargă la școală băiatul meu de plăcere, nu că așa zice tasul. Trebuie să fac rost de bani să se ducă să vadă ursul la mare. În viața mai decât în două excursii. Când aveam voie de asta, o casă să vedeți. Veneam, colegii vorbeau de ce frumos a fost de excursie. Eu mă uitam la ica prostul și uite, nu am ajuns. Nu am ajuns. Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate. Fac rost de bani ca să-i dau să se bani, ca să-i dau să se excursie. Trebuie să meargă la școală, meargă la școală. Plăceri, eu că așa zice tasul. Așa zice tasul. Trebuie să fac rost de bani, să fac rost de bani.
Nu, 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 vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, nu apușcați, vă rog. Vă rog, am familie, am copii. Am copil, am copil în fața aici la școală. Ce copii ai, mă? Nu! Bă, mă, pui, mă! Nu! Bă, te puși, mă, spari nimic, mă, de mult! Da! Treci în spatele volanului! Treci, mă, în spatele volanului! Da! Mișcă! Da! Hai, repede! Stai, stai! Hai, mă! E rămas asta! Mâine pe volan! Ochi în față! Da! Hai, vină, mă, încoace! Ia zi-mi, mă! Acte ai? Da! Hai, mă, acte, mă! Da, am, da! Ia de necoace, mă! Da! Încet, mă! E încet! Stai că sunt, hai! Uitați! Și telefonul? Și telefonul, da! Unde e telefonul meu? Ce ai făcut? Bă, mi-ai luat telefonul! Bă, mi-ai luat telefonul! Bă, mi-ai luat telefonul! Unde e? Nu știu unde e! Scoate-l! E aici, jos! Încet! 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 Trebuie să fie aici, să scândă. Uitați-l, uitați-l! Și pe-al tău! Da! Uitați-l! Stai, mă, ce ai aici, mă? Ce cu mizeria asta? Vă rog! Vă dat-o în bară, mă, idiotule! Vă rog să mă iertați, a fost o prostie! Știți, mă? Voi să fost polițist, mă! Vrei să fost la poliție, mă? Da, mine, mă! Mă! Vă rog! Lasă-o, dai! Dă drumul la motor, hai! Pornește, mă! Apasă ambreiajul! Da, da! Așa! Bagă marșalier! Te asiguri? Da. Încet. Ieși încet. Hai. Ce faci? Bă, uitați-o, vă rog, vă rog, vă rog. Hai. Încet, încet. Și acum o luăm în față, hai. Hai, în față, în față, în față, în față, în față. Hai, 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 bagă. Bagă! Vă rog, hai, 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 hai! Vă rog, da, nu, nu merge! O iei tot înainte? Da. Și ieșim din oraș? Da. Frumușel, da? Da. Bagă, 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 mare! Hai, 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 hai! Da, da, gata! Hai! Da. Așa! Iertați-mă, vă rog, a fost o prostie, să știți că eu mai făcut asta. Taci! Mă, de ce furmă? De ce furmă? Nu, nu, nu mai lovesc, că e prima oară când am făcut asta. Da, mă, de aici, mă, nevastă, mai Gioconda, mă, miz, mă, te trosnesc, mă, te... Îți spun sincer că n-am mai făcut asta până acum, vă jur, dacă făceam asta, nu vă furam eu mașina cu totul de la început. Nu vedeți că nici asta nu mi-a ieșit, vă spun cuvântul meu de onoare, n-am mai furat până acum în viață. Ce te-ai gândit, mă? Ce te-ai gândit? Să-mi iei mie noroc, a? Uite, mă, baștanul ăsta, mă, ce mașină are, mă. Hai, mă, mai bine, s-o conduc, că nu are nevoie, mă, că el a avut noroc în viață, mă. Nu, șefule, și ce rog, dar... ia calcă puțin, hai, hai, bagă mai tare. Hai, o, avem deja o. Hai că ne grăbim, Gora. Eu nu știu să conduc. Și ce, ia povestește tu mai departe. Cum era cu viața ta? Cu viața mea, șefule, deci eu sunt un copil sărac care am început să muncesc la 18 ani. Nu mi-am luat bacul, n-am nici carte, n-am fost prost, mai am fost prost. Nici acasă, n-am avut părinți care să mă împingă de la spate, tata era
Era un bețiv, ce dracu să mai zic. Era bețiv, o bătea pe maică mea tot timpul, toată asta, viața asta acasă, a trăit numai din ajutor social. Și eu m-am la 18 ani, am vrut să fac bani, m-am angajat la în construcție la blocurile din Titan, știți? Și pe cuvântul meu, domnule, vă spun că nu aveam bani nici măcar de bilet de autobuz. Plecam de acasă la 4 dimineața ca să ajung la 6 acolo. N-aveam. Ce mama dracule are șantierul pe care lucrai tu cu telefonul meu? Păi are, șefule, are, că dacă aveam și eu acum o situație, n-ajungeam să fur telefoane de la oameni, de mașini. Ia zi, mă. Serios vorbesc, am familie, am copii. Copilul meu este la școală și de-aia am și recurs la prostia asta. Că azi dimineață m-am dus la el, eu trebuie să mă duc la un interviu să mă angajez. Și m-am dus la el la școală și a venit la mine să-i zic că mi-a zis că are o excursie să ducă să vadă animalele sălbatice, urși și nu știu ce mai zis el pe acolo. Și n-am avut la mine, deci nu am avut, m-am placat. N-aveam la mine 50 de lei să-i dau lui filmul să duc într-o excursie la școală. Nu am avut. Bă, ce poveste lacrimogenă ai întâi, mă? Vă spun sincer. Nu ne-am mai scos-o, mă, și pe asta, mă. Asta e, vă, nu vă mint. Pe cuvântul meu, domnule. Bă, dar te-ai fi bun de scenarist, mă. Auzi, bă, la filmele alea de la Bollywood, mă. Vorbesc serios, mă. Auzi, o să-ți prindă bine în închisoare, mă. Bă, la pușcărie, bă, e atât de bine dacă scrii cărți. Fiate, dacă scrii o carte, îți dai ăștia 30 de zile. Dacă mai scrii căura, îți mai tai încă 30 de zile. Dacă scrii a treia carte, scap de 90 de zile, mă. Bravo, mă! Stai, o să fac pușcărie, că sunt prost, o să fii fine, o să trebuie. Asta e adevărul, frate, food calificat, 5 ani de pușcărie. Bravo! Ia zi, și nevastă-ta, tot așa o poamă ca tine? Nu e, șefule, nevastă-mea muncește, nu are nici ea carte de muncă ca și mine. Nici ea n-a avut noroc în viață. Șefule, eu eram bine până acum, dacă nu am cu 2 ani de zile, am o țeapă. Mi-a dat unul o țeapă, a fut-o-i gâtul, nu mai zis să-i fut. Vă vorbește frumos în mașina mea de simțitule. Iertați-mă, să vă spun cum a fost. Deci mi-a promis că dacă îi dau 2000 de euro, îmi găsește loc de muncă în Anglia, da? A zis că îmi găsește și eu să stau și așa și carte de muncă și nu știu ce. Și l-am crezut. Am făcut împrumut în bancă prin mătușa mea, că eu n-aveam carte de muncă. Și am furat 2000 de euro. M-am dus la aeroportul 23 aprilie, era data. Și am ajuns acolo, nu era niciun bilet pe numele meu. Și am intrat în spital, șefule, și a rămas și cu datorii de 2000 de euro. Mă lasă cu povestea. Vă spun sincer. Mă, fi serios. Vorbesc serios. Nu te văd de aici, mă, că așa de dobitoc, mă, crezi? Domnule, uitați. Neastră, spuneți că ați fost polițist, da? Da, mă. Uitați. Aveți acolo un telefonul meu, puteți să vă uitați că eu am chiar și am fotografii cu copilul meu și cu femeia mea, da? Uitați-vă acolo, luați-mi actele și sunați la poliție, domnule. Ia să dăm poliție și o să vedeți acolo că n-am făcut nimic. Mizerile astea pe care le-ai trecut, ia să dăm. Ia uita, mă. Ionuț Cârlan. Da. Ziceți-le CNP-ul, ziceți-le tot și o să vedeți că nu am cazierul curat. Sunt prost, am fost prost astăzi, dar nu am mai făcut până acum nimic. Iertați-mă și pe mine, șefule. Să vedem ce scrie aici. Aoleu. Poate îmi lovești mașina, că te-ai pogresc. Nu, am grijă. Uite asta, ne băgăm. Cum facem? Mă, dar mare dobitoc, mă, știi. Iertați-mă, dacă m-am zis că eu nu știu cum mașina. Hai, bag! Aoleu, iertați-mă, sunt prost, nu, sunt foarte prost, iertați-mă. Întâia și nu îi dau, acum ai atât. Da. Ia auzi. Bine, mă. Lasă-sul giratoriu, e înapoi spre București. Da. Fii atent, mergem la următoarea adresă. Da. Vreau să văd ce o vila în care locuiește marele magician care a lucrat pe șantier. Deci mergem pe strada Panselelor, numărul 5, bloc 3, scara B, etaj 4, apartament, ia zi. 22. Bravo-ți, măi, da. Îmi place că știi adresa. Hai, bagă tare. Vă rog, eu mă duc. Hai, bine, jară că am pierdut destul timp. Puteți să nu mergem la casă, că nu vreau să mă vadă. Vreau să-ți cunosc familia mea. Duceți-mă la poliție, vă rog eu. Dă-mă de aici, acolo mergem. Hai. Și termină cu spiorcăiala asta. Hai, dă-te jos din mașina mea. Oameni, Dumnezeu. Hai, coboară.
Mâine la aceeași oră, în același loc. Actele și telefonul tău rămân la mine. Să fii punctual. Ce faci, dragule? Unde ai fost toată ziua? N-ai dat niciun semn. Iartă-mă, draga mea, dar când am ajuns la birou, m-am întâlnit cu un tânăr cu care m-am întreținut toată ziua și am pierdut noțiunea timpului. Ce tânăr, dragule? O să-l cunoști și tu. E noul meu șofer.